la vorbi de geam și declanșează și timp. Atât pe ăsta cât și ăsta au uitat. Cred că da. Băi, ce? Nu poți să spun că adică vă țin în cont acolo. Poți să o dai mergi. Și acum ești. Cum e? Asta, da? Ești într-o poziție în care nu poți să faci nimic. Nu, poți să faci. Da, doar că trebuie să iasă. Punem una pe tetieră. Pe tetieră. Aia. Scoți piciorul, pui în portieră, aici. Nu trebuie să te gândești că vezi gâria casetofonul lor, cum ai șifonat jumătate de mașină. Oricum ești la o daună totală. Scoci piciorul. Asta înseamnă să stai prea în față în scaun. S-ar putea ca șina ta să funcționeze, sau s-ar putea să fie strâmbă, să nu mai funcționeze. S-ar putea ca... Să rămâi acolo, băgat. Nu, ok, mă țin la mână. S-ar putea ca... scaunul să fie electric, să nu mai pot acționa, să duc față-spate. Pentru că marea majoritatea a constructorilor spun un chiuțuri general. Pentru care mașina s-a înclinat, te stai curat în toată mașina. Ca să nu iei foc. Și s-ar putea să ai curent pe geam. Imaginați că ai intrat într-o curte a unor oameni și ai tot fel de... Aia, stai să mă gândesc când e câinele la geam așa. Pui palma, împingeați greutatea în picioare și în mână și apoi s-a făcut-o. Hai, perfect. Hai, dar răstogălește-te cu încredere. Nu trebuie să te gândești pe sparge acum plafoniera. Asta e varianta când îți deschide cineva ușa. Dar nu e problema dacă nu îți deschide cineva ușa, ai grijă. Pentru că te vei răsuci în interior. Dacă ușa este închisă, te vei sprijini în ea și vei constata că nu e loc și te vei duce invers. Și eventual dacă s-a turtit puțin, nu mai iese. Dai picioare.